seara, doamnelor și domnilor, sunt Marina Afanas și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Principalul partener comercial al Republicii Moldova este România. Conform datelor Biroului Național de Statistică, țara vecină a achiziționat anul trecut cel mai mare număr de produse autohtone și a ocupat locul întâi în ceea ce privește furnizarea de bunuri peste prut. În ediția de astăzi discutăm despre perspectivele schimburilor comerciale între Republica Moldova și România, aflăm ce tendințe au existat în ultimii ani și facem topul produselor care se bucură de interes pe ambele maluri ale prutului. Să urmărim câteva declarații la subiect. România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, inclusiv pentru multe exporturi agricole. Acest parteneriat cu România a ajutat Republica Moldova să-și consolideze independența, să avanseze spre spațiul european și să se dezvolte în plan economic. Investițiile românești au contribuit de asemenea la dezvoltarea Republicii Moldova. Vreau să accentuez deschiderea noastră față de investițiile românești, dar și necesitatea ca noi, în Republica Moldova, să fim mai eficienți în protejarea și atragerea investițiilor străine de calitate. Aceste investiții ne ajută să creăm locuri de muncă, să dezvoltăm economia, să modernizăm țara, să motivăm familiile tinere să rămână acasă și să conectăm țara noastră la spațiul valoric și economic european. În parcursul acestor ani am reușit să facem anumite lucruri, anumite proiecte care deja se bucură de un anumit succes. Ați menționat despre portalul comercial de informații, trade.gov.md, deci toți participanții la comerțul internațional, la export, import, pot să se informeze despre acest site, despre regimurile comerciale, despre documentele care sunt necesare pentru efectuarea acestor operațiuni. Ce am făcut în pandemie a fost să stăm într-un singur loc și să gestionăm lucrurile mai mult telefonic și nu fizic. Asta ne-a permis să ne focusăm pe anumite nevoi ale clienților existenți în România, însemnând țări în care ei doresc să se dezvolte, și am contactat autoritățile locale, agențiile de presă din zona respectivă, firmele mari care distribuie sau care promovează anumite produse. Cumva am încercat ca această cameră bilaterală Moldo-Română, Republica Moldova-România, să nu se limiteze doar la acest aspect. Chiar dacă prin statut și prin ceea ce ne-am propus inițial, 2020 ne-a impus să ajutăm mai mult exporturile și creșterea acestora în spațiul european. Am făcut demersuri în acest sens, încep să se vadă rezultatele, încep să ne contacteze companii care vor direct anumite țări. De exemplu, din Republica Moldova vor direct în Italia. Nu mai folosesc România ca un satelit sau ca o trambulină, vor direct pentru că au o serie de beneficiari finali în acele zone. Consulatul Republicii Moldova, Consulatul României, ambasadele, partea economică, mediul de afaceri, îl contactăm constant și întrebăm care este statusul, ce se poate face, sunt probleme pe parte de reaprovizionare cu marfă? Nu, dar sunt chestiuni care, să zicem că granițile nu s-au mai restrâns la Republica Moldova și România în această pandemie. Dacă discutăm din punct de vedere statistic, anul 2020 poate fi fără nicio îndoială spus că a fost o anomalie statistică. Din cauza anumitor blocaje, acelei pandemii care încă mai persistă să facă într-o oarește formă ravagii pe partea economică, ar trebui să urmărim 2018, 2019 și 2020 pe cât se poate. Tot ce înseamnă acord de liber schimb, tot ce înseamnă acordurile semnate, implementate cu Republica Moldova între Uniunea Europeană, în speță România, Republica Moldova, se vede o creștere, se simte o apropiere de zona vestică. Dacă ne uităm pe statistici, vom vedea că din 2018 până în prezent, din păcate, nu sunt fluctuații foarte mari.
La nivelul Uniunii Europene ne situăm la 64-65% din totalurile exporturilor Republicii Moldova. Dacă ne uităm pe 2019, este o ușoară scădere. Dacă ne uităm pe 2020, surprinzător în această anomalie, deși nu s-a putut circula, creșterile au fost de 1-1,5% în plus față de Uniunea Europeană. Invitatul din această seară este Sergiu Hare, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova. Îi spunem bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Bine v-am regăsit, domnul Harea. Aș vrea pentru început să vorbim despre istoria relațiilor comerciale România-Republica Moldova. Știm că în anii 90 a fost creată o zonă de comerț liber. Care au fost reglementările de atunci și cum au evoluat lucrurile în timp? Da, odată cu obținerea independenței Republicii Moldova, statul nostru tânăr a cătat să faciliteze comerțul, exportul din țara noastră pe alte piețe, pe lângă statele CSI, în care ne aflam atunci un acord de comerț liber, Republica Moldova a încercat să semneze și ulterior a semnat acest acord de comerț liber la începutul anilor 90, care a dat o dinamică pozitivă a exporturilor din produselor din Republica Moldova pe piața română. Chiar România devenea unul din partenerii principali în acea perioadă. Toată lumea încerca să găsească oportunități și posibilități de a găsi parteneri în România și a face aceste exporturi. Din păcate, la începutul anului 2004, atunci când România a devenit țară candidat de aderare la Uniunea Europeană, una din condițiile Uniunii Europene era să nu aibă acordul de comerț liber cu alte țări, dat fiind faptul că România devenea deja parte a Uniunii Europene, unde reglementările ce ține de comerțul exterior ținea de politică unică europeană. Deci, în perioada de tranziție 2004-2007, până devenit România deci țară membră a Uniunii Europene, a fost în vigoare sistemul generalizat de preferințe acordat de Uniunea Europeană, deci Republicii Moldova, iar când România a devenit parte a Uniunii Europene, începând cu 2007, am activat pe sistemul generalizat de preferințe plus, iar ulterior a fost preferințe autonome preferențiale. Ce se avea în vedere în perioada aceea? Era un anumit număr de poziții tarifare care puteau fi exportate în România fără taxe vamale. Cu excepția zahărului, băuturilor alcoolice, fructe, carne, legume, produse de lactate, cei ce erau produsele noastre de bază pentru export pe această piață. Începând cu 2014, când s-a semnat acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, a fost mult mai ușor deja anumite produse și poziții tarifare au obținut dreptul de a fi exportate fără taxă vamale. Unele produse, cum ar fi fructele, legumele, aveau anumite contingente de posibilitate de a fi exportate, adică anumite cantitate, număr de produs care putea fi exportat, cum ar fi băuturi de alcool, și zahărul sau deci fructele și legumele. Și iată, observăm că prietenii noștri din România n-au uitat ce înseamnă produsul moldovenesc și pe perioada anilor 2014 până în 2019 am avut o creștere constantă a exporturilor din Republica Moldova pe piața română. Din păcate, un pic s-a diminuat în 2014, ce este, are argumente și lămuriri obiective ce ține de pandemie și secetă care a fost în țara noastră, dar sper că în anul acesta și în anul viitor... Cu în 2014 a fost secetă, da? Nu în 2014, în 2020 a fost secetă. Dar în 2014 a fost o secetă pentru cei care nu doreau să exporte. Atunci am semnat acord de comerț liber cu Uniunea Europeană, da. Am înțeles. Totuși nu putem spune că relațiile au fost speciale întotdeauna. Întotdeauna. Începând cu... Haideți așa. Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova și dumneavoastră reflectată a fost creată aici la Chișinău în anul 1918. De atunci noi am încercat să promovăm și să creștem exporturile de pe acest mal a Prutului în România și tot timpul a reușit să facem acest lucru. Au fost relații speciale, chiar și timpul Uniunii Sovietice anumite produse de Republica Moldova erau exportate în România.
acordul de asociere a impulsionat, cumva a stimulat să fie creată o mai mare intensitate, să-i spun eu, în schimburi comerciale, să fie realizat un flux din ce în ce mai intens, volumul să crească a schimburilor comerciale bilaterale. Anul 2020, ne-ați vorbit despre criza pandemică și, într-adevăr, a afectat mult economia la nivel mondial. Dacă e să facem o comparație cu anul 2019, cât de mult a involuat volumul schimburilor comerciale bilaterale? Deci, în general, comerțul exterior dintre Republica Moldova și România, conform datelor Biroului Național de Statistică și reflectă numai Republica Moldova fără companii din regiunea transnistreană, în anul 2020, comparativ cu anul 2019, a diminuat cu 16%. Ce ține de exporturi, au diminuat cu 7,6%, iar importuri din România cu 24,9%. Și aceasta este, are o lămurire acest fapt, pornind la faptul că și în România și în Republica Moldova, începând cu luna martie, pe parcursul 2-3 luni de zile, a fost un lockdown. Chiar acum putem să urmărim pe ecran evoluția schimburilor comerciale în acești 3 ani, 2018, da. 2019, 2020. Deci, practic, vom încerca să facem vizibile pentru toată lumea aceste cifre. Deci, și practic, aș vrea să ne comentați. Practic, în această perioadă am avut 3 luni de zile companiile în lockdown. Partea ce ține de logistică, iarăși la fel, nu au lucrat, au fost stopate anumite activități, iar transportatorii nu își puteau îndeplini comenzile. La fel am avut o secetă cât în Republica Moldova, atât și în România, care a influențat foarte mult domeniul agro-industrial. Și nu ultimul rând, având în vedere că am fost toată lumea în lockdown, puterea de cumpărare a cetățenilor din Republica Moldova și din România a scăzut foarte mult și mulți cetățeni acestor țări mai mult se gândeau la produsele de prima necesitate decât cele care să analizăm anterior. Puțin acest tabel. Da. Vedem o scădere la toate compartimentele, la export, la import. Vorbiți-ne de ce este decalajul atât de mare. Importul minus 25% practic. Haideți să uităm după pozițiile tarifare. Dacă să vorbim, aveți tabelul cu pozițiile tarifare. O să vedeți, noi cel mai mult importam mașini, echipamente, combustibil, lubrifianți și așa mai departe. Vedem chiar acum tabelul referitor la importul produsului din România în Republica Moldova. Deci în acest sens, așa, câteva din punctul meu de vedere ar fi, anul trecut a scăzut foarte mult prețul la țiței și la produsele finale, deci combustibilul. Republica Moldova importă din România combustibili minerali, uleiuri. Da. Este vorba despre petrol. Este petrol, dar este vorba despre benzină, motorină, uleiuri, cei ce se folosesc de către, deci, companiile din Republica Moldova și persoanele fizice. În acest sens, în perioada respectivă și vânzările au fost mai mici, dar și prețurile au fost mai mici. La fel și ține de vehicule. În perioada respectivă s-au vândut mai puține mașini și echipamente. La fel, când vorbim despre alte produse, am menționat că în această perioadă consumul în Republica Moldova a scăzut o bună parte. De ce sunt argumentele acestea de bază? Vedem în acest an o tendință de creștere a importurilor și exporturilor. Sperăm că această tendință să fie una pozitivă. În 2021 deja prima lună, a doua, vedem o creștere pe anumite poziții tarifare. Dar ce ține de produse agroalimentare, eu cred că a doua parte acestui an, când vom avea recolta, cât în România, atât și în Republica Moldova, vom avea o creștere și pe acest domeniu. La export. La export din Republica Moldova. Să vedem tabelul referitor la exporturile produselor din Republica Moldova în România. Da. Este important să vedem și acolo care este situația. Da, avem un pic și aici descreștere. Multe din cele care noi le exportam țineau inclusiv de întreprinderi de fabricare a automobilor din România, vedeți aici și echipamentele respective. La fel, am vorbit despre faptul că am avut o secetă anul trecut și semințele, oleaginoasele, uleiurile, cerealele
fructele diverse au scăzut și aici un pic exportul, dat fiind faptul secetă de care am vorbit. La fel, noi suntem un mare exportator de sticlă, două fabrici de sticlă care avem în Chișinău, exportă pentru producători și cei care îmbutilează produse, cât alimentare, atât și vinicule în România, la fel a scăzut în această perioadă. Dar încă o dată vă zic că acest an sper eu să fie un an de reînnoire a celor pași dinamici care am avut anterior. Este important să menționăm că aceste date nu cuprind partea stângă a Nistrului, deci regiunea respectivă. Nu includ companiile din regiunea Transnistria în Republicii Moldova. Continuăm discuția despre relațiile comerciale România-Republica Moldova cu secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, doamna Iuliana Drăgălin. Bună seara, stimată doamne! Bună seara! Cum a evoluat cooperarea bilaterală și regională în domeniul comerțului cu România? Vreau să evidențiez faptul că de la bun început că România totuși este cel mai important partener european al Republicii Moldova, atât din punct de vedere comercial, cât și investițional, care ne susține continuu și necondiționat în procesul implementării acordului de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană. Deci, pentru noi este un susținător ferm în același timp a parcursului european al Republicii Moldova. Astfel, nu putem să nu ne exprimăm Guvernului României aprecierea și mulțumiri pentru susținerea țării noastre în cadrul instituțiilor europene în procesul de implementare a reformelor și obiectivelor privind integrarea europeană. După cum a menționat antevorbitorul meu, domnul Harea, și a trecut în revistă datele statistice, care totodată ne atestă faptul că volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu România, dacă să luăm comparativ pentru anul 2020, oricum rămâne unul viabil, doar cu un trend negativ comparând cu situațiile în afara pandemiei, perioadelor, da? Dar care a generat o scădere pe perioada 2020 și continuă perioada 2021. Dar totuși ne sperăm că în urma acțiunilor întreprinse, atât de România ca fiind partenerul nostru principal, cât și de Republica Moldova, să restartăm activitatea comercială și să o aducem la același nivel. Cum am menționat, România totuși se află pe primul loc la nivel mondial la comerțul bilateral cu Republica Moldova, dar și ca principal partener european care are deține o pondere de 16,93% în volumul total al comerțului. Totodată, ceea ce ține de investiții, aș spune că România se clasează pe locul 2 printre principalii investitori ai Republicii Moldova, după valoarea capitalului investit, care constituie o valoare de peste 4 miliarde de euro. Cât de important este pentru economia Republicii Moldova acest parteneriat comercial cu România? Ce ar însemna pentru economia Republicii Moldova, de exemplu, o stagnare sau o criză în acest sens? Parteneriatul cu Republica Moldova este un vital, deoarece, după cum am punctat deja, el este principalul nostru partener comercial. Din alt punct de vedere, noi avem un parteneriat strategic deja stabilit de 10 ani, care are rezultate frumoase nu numai la capitolul comerț. Aș putea să dau exemplu construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, contribuția proiectelor de cooperare bilaterală care sunt derulate de România în Republica Moldova, finanțarea renovării a peste 1100 de grădinițe, donația care de microbuse, de 196 de microbuse pentru instituțiile de învățământ. Nu aș putea să nu menționez bursele de studii și programele de pregătire pentru bursele pentru studenți și programele pentru profesori. Deci taberele de vară pentru elevi și profesori. Totodată renovarea edificiilor culturale,
Și un aspect foarte important care operaționalizarea SMURD pe teritoriul Republicii Moldova, precum și alte programe de colaborare, schimburi de experiență, bune practici care sunt preluate la nivelul tuturor instituțiilor administrației publice centrale, precum și ajutorul necondiționat și foarte rapid ca fiind și partener principal, dar și vecinul nostru din apropiere. Ce măsuri sunt întreprinse în direcția dezvoltării parteneriatului strategic cu România și care sunt aspectele prioritare în acest an marcat de criza pandemică? Deci, cu siguranță că criza pandemică și-a lăsat aprenta asupra economiei naționale ale ambelor țări. Deci, a fost afectată dur activitatea agenților economici, procesul comercial bilateral, per general, și evident și s-au încetinit și procesul de implementare a proiectelor de interes comun. În vederea dezvoltării parteneriatului strategic, este important anume această relansare a activităților anterioare sau a ritmului de implementare a activităților planificate, avansarea pe cooperării bilaterale, printre, așa aș putea să menționez careva priorități, precum asigurarea continuității și implementării proiectelor de interconexiune pe gaze naturale, conectarea sincronă prin intermediul sistemului rețelei europene de transmisie a energiei, proiectele de exemplu de interconexiune pe energie electrică, precum stația back-to-back. O atenție majoră trebuie acordat și proiectelor de infrastructură, în special interconectările prin intermediul podurilor, care de fapt reprezintă un element important pentru relațiile comerciale și activitatea agenților economici de ambele părți. Deci, totodată aș puncta și intensificarea cooperării în domeniul securității cibernetice. Totodată, ca prioritate, ar sta și organizarea comisiei interguvernamentale care pe această platformă sunt puse în discuție viitoarele proiecte sau avansarea pe unele subiecte care întâmpină careva dificultăți. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. La revedere, o seară frumoasă să aveți! Seară bună! A realizat și o analiză referitor la datele cu privire la comerțul României și expertul economic Veceslav Ioniță, să urmărim o declarație în acest sens. România a devenit sigur și cred că pentru totdeauna cel mai puternic și cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Aceasta a început să evidențieze după anul 2015-2016. În prezent, România asigură, practic, cea mai mare pondere în creșterea exporturilor noastre. Deci, datorită României, noi și ne-am tot crește exportul. Însă, anul 2020 a fost un an de criză și el s-a referit nu doar la România, dar la tot ce înseamnă palierul nostru de producție agricolă. Și noi am avut în anul, și nu doar agricol, noi am avut în anul 2020 a patra scădere a exporturilor din istoria noastră. Și au coincis cu a patra criză economică. Reamintim telespectatorilor, prima dată a fost în 98-99, atunci a fost cea mai profundă scădere. A doilea a fost în anul 2009, deci iarăși a fost puternică, 2014-15-16, deci după jaful bancar la noi și după ce Rusia ne-a impus interdicție la export, iar am avut o scădere și în acest an scăderea a fost cauzată de două factori, criza economică și agricultura. Dacă să uităm la topul scăderilor exporturilor, de fapt 7 poziții tarifare sau 7 tipuri de produse ne-au generat scăderea exporturilor cu aproape 400 de milioane de dolari. Și doar din simplu motiv că pe unele poziții am reușit să recuperăm puțin, scăderea totală a fost în jur de 300 de milioane de dolari. Deci principalele producții care ne-au dus în jos exportul sunt cele din agricultură, tot ce înseamnă grăunțoasă, cereale,
pe urmă mai avem din fructe, din semințe oleinoase, cum ar fi floarea soarelui, deci ele ne-au adus în total o scădere de aproape 160 de milioane de dolari. Deci jumătate din toată scăderea noastră este provocată de scăderea exporturilor a producției agricole. Dacă mai adăugăm aici scăderea exporturilor de vinuri și de produse de tutun, care toți încadrează în cele primele, atunci avem de fapt peste 200 de milioane de dolari de la producția agricolă sau conex cu agricultură. Acestea sunt principalul factor care ne-a dus în jos. Al doilea factor, și asta ține de relația noastră cu România, este scăderea exporturilor a producției din automotive, care a înregistrat o scădere totală de aproape 100 de milioane de dolari. Aceasta se explică prin faptul că piața internațională de mașini a cunoscut o scădere pe plan global destul de puternică și necesitățile de componente tot au scăzut. Puțină lume știe, dar tot ce producem noi din automotive, în cea mai mare parte merge în România. Aici ele sunt ansamblate mai departe și apoi se reexportă în alte țări. Din acest motiv, exporturile spre România au scăzut, nu din cauza Moldovei, nu din cauza României, dar din cauza contextului economic internațional nefavorabil, care a dus la scăderea cererii de componente pentru automobilistică și cea mai mare parte a lor merge în România. Și va fi în 2021. Sperăm foarte mult că agricultura noastră își va reveni în anul 2021 și nu vom fi afectați de secetă și în felul acesta ne vom restabili exporturile. Foarte mult mizăm pe faptul că industria automobilistică în 2021 își va reveni și în cazul dat noi vom putea să continuăm creșterea pe care a fost cea mai pronunțată creștere în domeniul automobilistic și la celelalte capitole tot sperăm că va fi vine. Pentru mine anul 2021 înseamnă un an de recuperare, un an în care comerțul nostru extern ar fi bine să-l aducem cel puțin la nivelul 2019. Domnule Harea, domnul Ioniță a făcut referință la anul 2019. Și a arătat speranța că se va redresa situația și vom ajunge poate la acel nivel din 2019. Am fost curioasă să aflu statistica din acea perioadă. Volumul total al comerțului bilateral dintre România și Republica Moldova a totalizat în anul 2019 suma de 2,2 miliarde de dolari. Deci, exportul românesc a fost de 1,3 miliarde de dolari, iar importul din Republica Moldova a fost de aproape 832 de milioane. Da. Deci, datele sunt oferite de către Ambasada României la Chișinău și referirea este la datele statistice românești. Respectiv, în 2019, Republica Moldova a exportat mai puțin comparativ cu volumul de marfă importat. Adică, în 2020, situația este inversă. Ce determină aceste fluctuații și cât de mult ele influențează economia țărilor? Adică, într-un an este o balanță, în alta este alta. Ce se întâmplă? Sau nu are un impact asupra economiei? Desigur. Ne-ați menționat datele prezentate de către Biroul Național Statistic al României, adică Ambasada României. Exact. Acolo se includ inclusiv și exporturile și importul din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. De aia și este această diferență din cifrele care le-am oferit noi și care le oferă Ambasada României. Ei operează cu datele statistice oficiale care sunt în România, dat fiind faptul că pentru România și pentru noi, regiunea transnistreană este partea Republicii Moldova, de aia și avem aceste cifre. Acum, vis-a-vis de balanța comercială. Au fost diferiți ani, când noi am avut balanță comercială pozitivă cu România, când am avut negativă. Vreau să-ți menționat, desigur, în anul 2019 am avut minus 75 de milioane, adică am importat mai mult decât am exportat în România. Dar de obicei Republica Moldova importam mai mult din România decât exportam. Așa a fost și în 2018, minus 46 de milioane balanță comercială. Iar anul trecut, noi am avut plus 75 de milioane la balanța comercială. Cu diminuarea, deci, însăși, în total a volumului comerțului exterior. Desigur, am zis aici care
luând pozițiile tarifare, am văzut diminuarea prețului și alte chestiuni care țin de micșorarea importului din România în Republica Moldova, iar diminuarea noastră a fost una mai mică, pornind de la faptul că producția agricolă, la fel și exportul de echipamente, uleiuri și așa mai departe, a fost mai mică. Încă o dată zic, depinde an de an, inclusiv de situația din anumite ramuri ale economiei naționale din România și din Republica Moldova și atunci are deci, această diferență a balanței comerciale. Eu cred că pentru noi, cei din Republica Moldova, este bine că balanța comercială este una pozitivă pentru noi, deci exportăm mai mult decât importăm. În linii generale, trebuie să mergem pas cu pas cu partenerii noștri din România, astfel ca, încât să creștem volumul comerțului exterior dintre cele două țări, ca să susținem și dezvoltăm agenții economice de pe ambele maluri ale râului Prut. Despre stimulentele economice aș vrea să vorbim puțin. La Conic, care sunt facilitățile fiscale, vamale, România, Republica Moldova? Deci, avem situații diferite. Cele ce țin de susținerea mediului de afaceri din România și din Republica Moldova în condiții de COVID, cum le-a avut anul trecut, în condiții de pandemie. România a avut o palitră mai mare de instrumente de susținere a mediului de afaceri din România, inclusiv datorită suportului care veneau din partea Comisiei Europene, dar și pornind la faptul că economia României este una mult mai puternică decât cea din Republica Moldova. La noi în țară am reieșit din cele situații, de cele posibilități care sunt în țara noastră, reieșind din acele posibilități ale bugetului, dar și ale suportului care vine din partea partenerilor străini. Atunci când vorbim despre facilități și susținere a companiilor în comerț bilateral sau multilateral, trebuie să luăm în considerație că România este parte a Uniunii Europene, iar acele facilități care li s-au oferit nou de către acordul de comerț liber și acordul de asociere cu Uniunea Europeană, suportul care vin din partea Uniunii Europene, dar noi în primul rând se referă la România. De aceea exportul fără taxe vamale în România, datorită acordului de asociere, a dat un imbold creșterii exportului din Republica Moldova în România. La fel și acele suporturi care vin pe diferite programe de susținere a creșterii capacităților companiilor noastre de a crește exportul în România. La fel sunt binevenite și noi avem multiple exemple de susținere care vin din partea atât a Camerei de Comerț, a Guvernului României în creșterea capacităților și competității companiilor autohtone s-au fost binevenite. Domnule Haretare, mult mi-aș dori să reușim să vorbim și despre programul reforme structurale în Moldova, da. Dar până atunci să discutăm cu domnul Aurelian Gogulescu despre schimburile comerciale la nivel regional, dar și național. Discutăm cu președintele Camerei de Comerț și Industrie din Prahova, domnul Aurelian Gogulescu. Bună seara, stimate domn! Bună seara! Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Sunt extrem de onorat. Vă salut de la Ploiești, pe dumneavoastră și, bineînțeles, pe prietenul meu, domnul președinte Sergiu Hare. Vă salut, domnul președinte. Îl aștept încă o dată cu mare bucurie să ne revedem la Ploiești și în România. Rugăm mult să ne descrieți relațiile comerciale la nivel de regiune cu Republica Moldova, domnule Gogulescu. Sigur că da, cu plăcere. Să știți că relația noastră, vreau să vă spun din start, de la început, că relația județului Prahova cu Republica Moldova este o relație tradițională, este o relație de suflet, o relație pe care am dezvoltat-o și am cultivat-o în ultimii ani cu foarte mult altruism și cu foarte multă competență, aș putea spune. În ceea ce privește, în primul rând, relația bilaterală, schimburile comerciale dintre județul Prahova și Republica Moldova, din ce am ascultat acum în câteva minute de când am intrat în emisie în legătură cu dumneavoastră, l-am ascultat pe domnul președinte Harea despre schimburile comerciale referitoare la nivelul celor două țări. Da, sunt date pe care le am și eu. Într-adevăr, ceea ce aș putea sublinia de la început la nivel național este că volumul schimburilor comerciale totale a scăzut cu peste 12% față de anul 2019. Mă refer la situația la 31 decembrie 2020. Însă la nivelul județului Prahova,
Moldova cu Republica Moldova, valoarea schimburilor comerciale. N-avem datele decât până la 30 noiembrie 2020. Valoarea schimburilor comerciale s-a situat undeva în jurul cifrei de 165 de milioane de dolari, dintre care puțin peste 140 de milioane de dolari reprezintă exporturi din județul Prahova și importuri aproape 25 de milioane. În primul rând, trebuie subliniat de la început. Județul Prahova, știți că este un județ în care industria petrolieră reprezintă punctul forte al economiei noastre. În județul Prahova, județul Prahova este județul în care în anul 1857 s-a construit prima rafinerie de petrol din România. La ora actuală, dintre cele 4 rafinerii de petrol din România, 3 sunt situate în capitala județului, în orașul Ploiești. Deci este normal ca, în ceea ce privește ponderea produselor exportate în Republica Moldova, să o dețină produsele petroliere, produsele minerale, combustibil și așa mai departe. Domnule Gogulescu, lucru... dincolo de petrol, știm că relațiile sunt mult mai strânse și sunt complexe. Povestiți-ne și despre alte proiecte, căci vrem să aflăm mult și despre situația, cum o depășiți situația provocată de criza pandemică. Da, este un moment dificil pe care încercăm cu toții să-l depășim, însă vreau să vă spun de asemenea că experiența noastră a județului Prahova, a Camerei de Comerț și Industrie Prahova, în ceea ce privește cooperarea cu Republica Moldova, este una excelentă. Aș vrea să vă rog să-mi permiteți să vă dau câteva exemple pe care le-am dezvoltat și le-am avut de-a lungul ultimilor ani, care cred că reflectă într-un mod cât se poate de obiectiv și de real, de realistic, relațiile noastre și interesul oamenilor de afaceri prahoveni pentru colaborarea cu Republica Moldova. Sunt câteva proiecte pe care le-am făcut. Vreau să vă spun din start că toate sunt făcute împreună cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului președinte Sergiu Harea pentru această colaborare excelentă pe care o avem. Vă dau câteva exemple, deci așa cum am spus. Construcția gazoductului Ungheni-Iași este un proiect extraordinar de important la nivelul cooperării dintre cele două țări. Acest proiect a fost realizat de către 3 firme prahovene, toate membre ale bordului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie sau numai membru al Camerei de Comerț și Industrie Prahova. Acum ceva mai puțin de 3 ani, 2 ani și jumătate, am avut onoarea să inaugurăm o investiție a unui grup de firme foarte puternic din județul Prahova, la fel, membru al bordului de conducere al camerei noastre, în domeniul confecțiilor de dame. Este vorba de construcția a 2 fabrici, una la Bălți și una la Dondușeni. Este o investiție în valoare de, nu știu, să zic, în jur de 5, poate 6 milioane de euro, o investiție care are posibilitatea să creeze aproape 1600-1700 de locuri de muncă. Din păcate, din câte am vorbit și astăzi, aceste locuri de muncă încă nu sunt în totalitate ocupate. Este nevoie în continuare de foarte multă forță de muncă în acest domeniu, la aceste fabrici. Să vedem ce se va întâmpla în continuare, pentru că aici este un punct pe care aș vrea, nu știu dacă putem să-l dezvoltăm în această emisiune, cred că este un avantaj major al Republicii Moldova prin ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, prin acest Brexit despre care vorbim în ultimul timp, pentru că vor fi multe firme, mai ales în acest domeniu de care vă vorbeam, în domeniul confecțiilor, care caută să-și relocheze activitatea de producție, în primul rând. Deci este un domeniu pe care putem să-l dezvoltăm, la care ar trebui să ne gândim mai mult și la care, de ce nu să căutăm să găsim niște soluții optime pentru stimularea acestor investiții sau relocarea acestor investiții din România în Republica Moldova. Nu pot să nu vă dau un alt exemplu de asemenea. Este vorba de organizarea expoziției Fabricat în Moldova, la Ploiești, acum câțiva ani la fel, un eveniment care s-a bucurat de foarte, foarte, foarte mare succes, a fost organizat la fel, trebuie să repet, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, într-o locație foarte centrală în Ploiești,
și sperăm să o avem ocazia să o reedităm cât mai curând posibil. Nu pot să nu vă vorbesc de asemenea despre experiența județului Prahova în ceea ce privește parcurile industriale. Județul Prahova a fost și este de fapt un pionier în ceea ce privește parcurile industriale din România. În acest moment suntem județul cu cele mai multe parcuri industriale din România. Sunt 15 parcuri industriale în județul nostru cu capital privat sau cu capital public. Capital public însemnând că singurul acționar în acest parc industrial este Consiliul Județean Prahova. Este o experiență pe care am dobândit-o în câțiva ani, în ultimii ani, și pe care ne-am dorit foarte mult să o împărtășim și prietenilor și colegilor noștri din Republica Moldova. Tocmai de aceea, nu întâmplător, parcul industrial de la Tracom, de la Chișinău, pot să vă dau un exemplu, a urmat foarte bine exemplu parcurilor industriale din Ploiești, din jurul Ploieștiului și din județul Prahova în general. Putem continua această experiență în perioada următoare. De fapt, este un, aș putea spune, un model al poveștilor de succes, successful stories, cum se spune, din județul Prahova, care poate constitui de asemenea un model de urmat de către prietenii noștri din Republica Moldova. Domnule Gogule, permiteți, vă rog, la nivelul instituției, am o întrebare și foarte mult vreau să o dau. La nivelul instituției camerale, ați stabilit un plan de acțiuni pentru depășirea crizei, un plan care ar contribui la diminuarea impactului negativ asupra schimburilor comerciale? Bineînțeles, pentru că noi, ca și camerele de comerț, ca toate camerele de comerț, avem niște instrumente specifice de care trebuie să, pe care trebuie să le folosim și care pot contribui la dezvoltarea relațiilor comerciale. Vreau să vă dau exemple concrete ca să nu vă povestesc numai niște istorioare nesemnificative. Împreună cu domnul președinte Hare am stabilit încă de anul trecut și sper că acest proiect să rămână valabil, să vedem când, eu sper cât mai curând posibil, organizarea unui nou forum de afaceri România Republica Moldova la Ploiești. De-a lungul timpului am organizat multe astfel de evenimente, iar delegațiile economice din Republica Moldova au fost conduse la momentul acela de ministrii economiei, viceprim-ministrul guvernului, viceministrul industriei al Ministerului Economiei și așa mai departe, s-au bucurat de foarte mare succes și poate că într-un fel aceasta reprezintă și un rezultat care a condus la investițiile și la relațiile economice deosebite dintre Prahova și Republica Moldova. De asemenea, ce ne-am propus foarte mult, punctul meu de vedere este că în Republica Moldova trebuie stimulate foarte, foarte mult și încurajate investițiile străine. Ori investițiile străine la ora aceasta nu pot veni numai din România. Nici România, ca și multe alte țări din Uniunea Europeană, în primul rând, deci a avut de suferit de pe urma acestei pandemii, care sperăm că odată și odată se va termina. Ce am stabilit în mod concret? Ideea noastră este să organizăm de asemenea niște întâlniri, poate forumuri economice, sper să nu fie online, pentru că toate aceste întâlniri online își au rostul lor, însă eu o întâlnire face-to-face, o întâlnire fizică o văd mult mai eficientă și care ar putea genera rezultate mult mai bune. Deci, în mod concret, dorim realizarea unor întâlniri, forumuri economice, vizite cu câteva asociații de afaceri extrem de puternice din, ale unor țări foarte puternice din Uniunea Europeană. Mă refer în primul rând la Confindustria. Confindustria este asociația firmelor mici și mijlocii, cea mai puternică asociație a întreprinderilor mici și mijlocii din Italia. Domnule Gogulescu, mii de scuze, cu siguranță vom discuta despre toate aceste aspecte, întâlnirile și proiectele programate în cadrul unei alte ediții. Vă mulțumesc foarte mult, succes în tot ceea ce faceți. Avem foarte puțin la dispoziție. Încă două secunde, dacă îmi permiteți, că este important. Mai sunt încă două camere de comerț, este British Romanian Chamber of Commerce, cu care am vorbit și care dorește foarte mult să vină în Republica Moldova, să aibă întâlnire cu domnul președinte Hare, Camera de Comerț a Republicii Moldova, și Camera de Comerț Belgia, Luxemburg, România, Republica Moldova, cu care de asemenea suntem într-o relație foarte bună și sper să organizăm o întâlnire cât se poate de curând la Chișinău.
Vă mulțumim foarte mult. O seară frumoasă să aveți. Mulțumim, domn președinte. Bună, mulțumesc. Mulțumesc. Vă așteptăm la Ploiești cu mare bucurie. Mulțumim. Mulțumim. Domnule Harea, foarte laconic să ne spuneți despre acel program, reforme structurale, cum facilitează comerțul, care au fost măsurile implementate, care într-adevăr sunt eficiente. Deci, desigur, avem foarte puțin timp, o emisiune aparte putem să avem tot acest program. Este un program susținut de către Guvernul Statelor Unite și prin intermediul USAID, care a avut ca scop elaborarea de instrumente de susținere a promovării exporturilor și investițiilor, exporturilor din Republica Moldova și investițiilor în țara noastră. Au fost create mai multe instrumente, inclusiv portalul de care ați menționat dumneavoastră, dar ce este important, au fost și instruiți foarte mulți antreprenori cum să acceseze piața Uniunii Europene, care instrumente le pot folosi, care, cum ar putea stabili parteneriate de cooperare cu companiile din Uniunea Europeană și în special cu cele din România. Noi, ca Camera de Comerț și Industrie, am fost instituția care am susținut acest proiect la fel și la moment împreună cu ei elaborăm câteva instrumente de digitalizare a instrumentelor de comerț exterior, cum ar fi certificatele de origine nepreferențiale în format electronic, digitalizarea documentațiilor pentru export, ceea ce va permite micșorarea cheltuielilor partea companiei, dar și creșterea competității companiilor noastre. Asta pe scurt, dar în linii generale avem foarte mult de vorbit de acest proiect, care este unul de suport pentru companiile autohtone, inclusiv în această perioadă de pandemie. Care este perioada de implementare? Sau... Acest proiect, dacă nu mă greșesc, finalizează acum în câteva luni deci, activitatea, dar sper că va fi o extindere acest proiect și pentru anul în curs. Dar e necesară o extindere? Desigur este necesară, dat fiind fapt companiile din Republica Moldova, inclusiv în această situație de pandemie, care este, vedeți, odată la 100 de ani și nimeni nu a fost pregătit să treacă peste această situație dificilă, au nevoie de suport, având în vedere că suportul care vine din partea autorităților noastre este într-o măsură nu atât de mare cum au celelalte companii din alte țări, atunci este nevoie să creștem competitivitatea companiilor noastre, inclusiv cu suportul donatorilor și în cazul dat a Guvernului Statelor Unite ale Americii prin intermediul USAID. Domnule Harea, tot dacă discutăm astăzi despre importul produsului românesc aici în Republica Moldova, observăm pe piață cu ochiul liber și nu e nevoie de mare statistică, nu este atât de mult produs românesc comparativ cu alte produse importate de Republica Moldova pe piață. Este vorba și de produse alimentare și din alte categorii. Care ar fi motivul? Eu cred că este nevoie de o promovare mai intensă din partea companiilor românești aici pe piața noastră, dat fiind faptul că rețelele comerciale care avem noi în Republica Moldova sunt o bună parte de rețele care au trecut prutul din România, este vorba despre Kaufland și despre Metro și așa mai departe, deci este o posibilitate ca rețele dați simt cât mai multe produse, inclusiv și din România, iar aici este necesar de o promovare cât mai multă și astfel încât consumatorul autohton cel din Republica Moldova să dea prioritate produselor românești. Și eu cred că acest lucru este unul normal, care am putea să-l facem împreună, cum a vorbit și colegul meu, domnul Gogulescu, cu companiile din România atunci când sunt aici pe loc și să facem prezentare de produse și de companii aici la Chișinău și nu numai. Au trecut deja destul de mulți ani. Care sunt impedimentele? Care sunt provocările atunci când vorbim despre promovarea produsului nostru? Al nostru, made in Moldova, în România și viceversa. Uitați-vă, noi avem o competiție foarte mare, inclusiv pe piața din România, pe alte piețe că sunt partea Uniunii Europene. Aici avem milioane de companii care doresc să pătrundă pe această piață și deseori ei folosesc instrumente de promovare mult mai sofisticate și mai, să zicem, aproape de consumatori pe care au posibilități inclusiv financiare să le susțină. Din păcate, noi cei din Republica Moldova, în afară decât prezentarea unei companii, investiții minore în promovarea ce ține de reclamă, de alte modalități de promovare de marketing, nu prea avem. De aceea, aceste întâlniri cât mai dese cu consumatorul din România,
cu astfel de produse cum este fabricată în Moldova, care am făcut noi la Brașov, la Iași, la Ploiești, unde consumatorul poate să vină să testeze produsul, să-l cumpere, să-l utilizeze în viața de cu zi cu zi, este cel mai bun promovare a produsului din Republica Moldova. Și din păcate, în anul trecut n-am putut să organizăm astfel de evenimente, dar și dumneavoastră ați reflectat. Acele evenimente care le-am făcut la Iași, la Brașov, la Ploiești, la Baia Mare, atunci când mii, zeci de mii de vizitatori au văzut standurile companiilor autohtone, au dat și în boldul respectiv de creșterea exportului din Republica Moldova, dar și de deschiderea de magazine, de pătrunderea în rețelele comerciale a produselor autohtone. Și ați, dacă o să mergeți în România, o să vedeți foarte multe produse ale companiilor autohtone în rețelele comerciale din România. Din păcate, în anul precedent n-am reușit și am pornit-o pe calea digitală, adică prin comerțul electronic să promovăm companiile autohtone, să facem, și dumneavoastră să reflectați, vă mulțumim pentru acest lucru, prima expoziție virtuală a produselor moldovenești, cu care vom continua și în anul acesta, în luna iunie, a doua expoziție virtuală a produselor autohtone și sper că aceste instrumente să fie utile pentru a susține și promova producătorul autohton. Acest proces evident de digitalizare este cumva determinat și de perspectivele pentru anul 2021 în viziunea dumneavoastră. Ce ne așteaptă în acest an? Vedeți că nu sunt prezicător. Situația este una dificilă și vedem că pandemia, cu toate eforturile care pune comunitatea internațională, nu vrea să plece. Tot mai mulți și mai mulți cetățeni de fericire sunt afectați de această pandemie, de această boală. Sperăm ca vaccinul, care este ca una din surse de a trece peste această pandemie, să permită să trecem la o viață cel puțin apropiată cei ce am avut anterior, iar companiile să poată să treacă pe această perioadă dificilă, să-și recupere din volumele de produse care au avut anterior sau serviciile care le-au prestat și să revină la volumele care au anterior. Digitalizarea deja o să fie, cred că, nu o să ne oprim aici. Pe viitor, tot mai mult și mai mult companii vor investi în ceea ce țin digitalizarea economiei, astfel încât să fie în siguranță cât angajații, cât angajatorii, dar și consumatorii de produsele finale pe care le produc companiile noastre. Dar, în final, digitalizarea este un instrument de facilitare, de scăderea costurilor pe care le-au companiile, ceea ce duce la o eficientizare mai bună și la o competitivitate mai ridicată a companiilor. Vă mulțumesc foarte mult. Sperăm să depășim cât mai repede posibil această criză sanitară, socială, economică. Mulțumim pentru prezență în platou, pentru dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră și urez tuturor celor care ne privesc sănătate. Sănătate și iarăși sănătate. Așa să fie, sănătate. Doamnelor și domnilor, vă doresc o seară frumoasă. La revedere!